Mergem mai departe, stai că am pierdut, așa. Spune super exemplu cu hainele. Cred că nu doar e vorba doar de haine, ce ai spus tu mai devreme. Nu. Doar la orice, cred că e vorba. La orice, la televizor, la calculator. Exact. Ce părere ai despre meditație atunci când te conectezi conștient cu Dumnezeu? Nu. Meditația se face dintr-un eu care inițiază meditația. Acolo unde în spate este un ego, un eu care inițiază ceva, nu e divinul. Divinul este numai în acceptare, adică nu inițiezi nimic, nu vrei să faci nimic, atunci ești când cedezi, când te supui, când dăruiești, adică când faci o acțiune fără voia ta, fără să nu vină din voia ta, să nu o pregătești. Nu vine nimic. Adică a venit o neplăcere din față, ai acceptat. Ai acceptat fără, pentru că pui acceptarea pe primul plan, pentru că înțelegi foarte bine că acceptarea e chiar prezența lui Dumnezeu. Și dacă Dumnezeu este cu tine, atunci lucrurile se vor termina bine. Când neplăcerea care vine din față este ego-ul meu. Eu nu am cum să mă revolt, să lupt cu el, pentru că lupt cu mine. Și nu se mai termine niciodată. Și îmi întăresc ego-ul și ego-ul meu întărește adversarul și dă și victoria, adică mă zdrobește. Deci e o prostie, reacția și răspunsul este, revolta este fără rost. E ca și când ne-am bate singur. Ne-am dat pugni așa singur. Păi și uite aici, de exemplu, că... Deci meditația nu este adevărată, este o călătorie în mental. Nu există meditație. Ea a venit din acum 100 de ani, sau mai puțin de 100 de ani, și mai mult a fost introdus prin epoca Beatles, cu Maharishi, da, ideea de meditație, și vine ca să înlocuiască efortul individual de sacrificiu de sine. Există o masonerie spirituală, din ea fac parte foarte mulți, inclusiv Eckhart Tolle. Ei au înlocuit divinul și iubirea cu termenul de prezent. Divinul nu este prezent, el nu este temporal, el este dincolo de timp. Divinul este umil. Este umil, este smerit, este infinit de iubitor și de bun și de blând, astea sunt caracteristicile lui importante, nu-l poți recunoaște decât prin caracteristici asemănătoare care sunt în noi și le vezi, vezi bunătatea în om, este divin în el, vezi iubirea, vezi blândețea lui, vezi milostenia lui, acela este divinul, dar nu poți să spui divinul e prezentul, că este un termen imprecis. Și te îndepărtează călătorie doar în mental. Nu se poate trece de fluviu de gânduri. Pentru Dumnezeu nu înseamnă absolut nimic, înseamnă omul se crede spiritual și crește în orgoliu. Iar orgoliu din spiritualitate este un orgoliu foarte periculos. Am pățit-o cu domnul profesor Simionescu, care a murit anul trecut. Dânsul mergea duminică de duminică la biserică și mereu avea pretenție că dacă ajungi, ca să ajungi la Dumnezeu trebuie să respecti ritualul religios, așa, punea presiune pe tine, mergea pe stradă, se lua de oameni pe stradă, că dacă fumau pe stradă, el vedea un lucru vicios în chestia asta și începea să se certe cu ei, așa. Deci el se punea pe sus, mai presus decât orice. A fost la Facultatea de Teologie din Sibiu, pe scenă împreună cu rectorul. Se mișca în jurul rectorului acuzator cu degetul așa, 4 ore i-a făcut rectorului cu degetul, așa, parcă l-a acuzat și rectorul nu a mai putut să spună absolut nimic. Ce să spun, spiritualitatea aceasta strângea cărțile acelea unde citatele sunt date cu numerele lor. Și el când discuta cu cineva, ca să se ridice pe sine, spunea 12 cu 8, 13 cu 5, Pavel 2 cu 3. Și îl zdrobea pe celălalt, dar el se ridica pe sine și creștea orgolul și din cauza asta a căpătat o boală gravă, pentru că e așa de gravă orgolul care vine din spiritualitate, atenție la meditație, încât a făcut o formă de leucemie, în care n-a mai putut să facă nimic. Și se plângea: Doamne, de ce mi-ai dat mie asemenea suferință că eu merg duminică de duminică la biserică și respect toate regulile? De ce mi-ai dat mie așa ceva? Păi pentru că ai fost orgolios.
Sau el voia neapărat să dea lecții la oameni și visa să ajungă la televiziuni. M-a luat și pe mine cu el, am știut ce televiziuni, să se roage de oamenii aceia. Și până la urmă a reușit la Radio România Actualități, la ora 5 dimineața, 5 minute. Deci Dumnezeu i-a dat o dată pe săptămână 5 minute la 5, ora 5 dimineața. Deci, și plătea și singur taxiul dus întors. Deci era o pierdere absolută pentru cele 5 minute. Deci nu era niciun fel de câștig. Deci i-a zis, nu meriți, pentru că mesajul pe care îl dai nu este cel corect. Nu poți să zici oamenilor, trebuie să vorbești despre smerenie. Cum îți dai seama că cineva spune adevărul? Numai dacă vorbește despre smerenie, despre umilință. Numai acela spune adevărul. Dacă vorbește despre sacrificiu de sine, despre jertfă, despre dăruire, despre restrângere, numai acela spune adevărul. Ceilalți care spun orice altceva și nu despre smerenie, nu ating adevărul. Absolut deloc. Și îl îndepărtează pe omul, duce la distanță. Și nu îl responsabilizează. El nu se simte responsabil. Și apoi mai trebuie să faci un lucru. Trebuie să exprim cauza și efectul. Adică de unde pornește și unde ajunge. Pentru că când vorbești eului, trebuie să vorbești în termenii lui care sunt de câștig-pierdere. Și trebuie să arăți că câștigul eului este o pierdere pentru el și că nu este profitabil. Și să-l convingi că nu e profitabil. Și să înțeleagă că răul, de fapt, trebuie inversate toate. Răul este un bine mai mare decât binele. Trebuie să explici din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta. Că atunci când, dacă vrei să trăiești, trebuie mereu să te golești de euul acesta. Adică mereu să dai, să nu cauți ale tale. Pentru că prezența lui Dumnezeu îți face o viață frumoasă, nu tu. Tu cu forța ta, atunci când introduce, când omul introduce criteriile lui și voința lui, lucrurile se vor dărâma, se vor termina prost. Trebuie să știi asta dinainte. Am văzut, apropo de chestia aceasta, ce înseamnă prezent, ce înseamnă iubirea de Dumnezeu, starea aceasta de liniște, fantastică. Am văzut un concurs de tragere cu arcul, modern. Din întâmplare, căutând, butonind la televizor, am nimerit pe un post de sport. Și era un concurs mondial de tragere cu arcul. Și zice, și acum să vedeți concurentul feminin, de pe locul întâi, era o chinezoaică, zen făcea, deci toată viața, tot comportamentul ei era de zen, pășea foarte încet, când pășești încet ești din divin automat, adică nu mai ești în mental, a luat arcul, a fixat ținta și a întors capul, opus țintei, deci nu s-a uitat la țintă și a tras fără să privească și săgeata s-a dus direct în centru. De ce? Pentru că atunci când ești în starea aceea de pace, deci în divin, când nu vrei nimic să realizezi, nu vrei nimic să atingi, atunci ești una cu ținta. Și este un film foarte frumos, ultimul film pe care l-a scos Akira Kurosawa, se numește April Pluie, After the Rain, după ploaie, se găsește pe internet în limba engleză, cu traducere în limba engleză, unde samuraiul respectiv, care era de o bunătate extraordinară, nu făcea nimic pentru el, a înfruntat legea luptându-se pe miză, pe bani, ca să poată banii respectivi să cumpere mâncare la niște oameni sărmani, când era o ploaie mare, așa. Era obiceiul atunci când ajungea într-un oraș, el nu avea stăpân, să meargă la școala de sabie cea mai vestită și să-l provoace pe maestru. Și s-a dus la școala aceea și erau față în față el cu maestru, ucenicii stăteau așa pe o tribună și în spatele maestrului era, e scriu pe verticală, era un text care zicea așa, esența și obiectul ei sunt una. Deci, ce înseamnă asta? Acceptarea e divinul. Adică nu mai ai nicio distanță. Nu trebuie să faci ceva anume ca să atingi divinul, să te rogi, să nu știu ce. Meditație. N-ai nevoie de absolut nimic. Ai acceptat, ai intrat în el pe loc. Deci esența și obiectul ei sunt una. Și atunci maestrul acesta se uita la el, dar vedea, simțea că el nu vrea să câștige. Ăstălalt a povestit după aceea că eu urmăream momentul în care să cedez. Nu mă interesa să câștig. Iar pentru că nu avea cu cine să se lupte, maestru a cedat și s-a lăsat învins.
Deci învingi întotdeauna când nu vrei să câștigi. Cea mai mare putere este în mâna celui care nu vrea lumea aceasta. Când vrei lumea, începi să pierzi viață. Pierzi energie vitală. Pentru că voia ta este o spărtură în câmpuri și pe acolo începi să pierzi energie. Și asta ar fi soluția în viață. Cei care caută viața o pierd, deci nu o lasă. Și e foarte plăcut, pentru că doar curge așa cu ea. Nu lași, nu. Vine cineva și zice, du-te acolo, te-ai dus în direcția aia. Nu te duci acolo, du-te în direcția cealaltă. Și te duci în ce direcție te îndă. Este Părintele Porfirie de la Muntele Athos, care spunea că atunci când am venit eu la Muntele Athos, am nimerit la un avă. Și ava ăsta m-a pus să muncesc la câmp. Și am muncit. Și la un moment dat a venit un vecin de-a lui și a zis, de ce muncești la ăsta? Vino să muncești la mine. Și s-a dus și la acela să muncească. Muncea și la unul și la altul. Și el a spus așa, de când am venit aici la Muntele Athos, cea mai mare înțelepciune și am primit-o în prima dată când am fost în munte aici. Pentru că am învățat umilința. Umilința e prezența lui Dumnezeu. Deci am învățat totul. E prima lecție care mi-a dat-o a fost totală. Deci, apropo de umilință, accept ceea ce îți vine din față, că vine de la Dumnezeu și nu te revolți, că ai nevoie. Dacă te revolți, vor veni crește, se urcă pe nivele superioare și vine o presiune mai mare și vin neplăceri mai mari. Cu oamenii se plâng, mamă, de uite ce mi s-a întâmplat. Păi din cauza asta, te-ai opus. Marius, uite, de exemplu, apropo tot de meditație, pentru că sunt aici online foarte mulți dintre noi care lucrăm cu oamenii, terapeuți, coach sau alte forme de terapie, în care au cumva partea asta de meditație inclusă, ca să zic așa. Am crezut că tu ai spus faptul că... Așa. Faptul că, ok, meditația vine din ego, dar... Atunci când, de exemplu, eu m-am dus pe calea asta, meditație pentru mine e egal ca o formă de rugăciune, ca o formă de, cum să zic, de a sta de vorbă cu Dumnezeu. Și asta, de fapt, le reamintesc oamenilor. Asta, de exemplu, fac eu acum. Și asta numesc eu acum, de fapt, meditație. Cum vezi tu asta? Adică, depinde, poate mă gândesc că și la, depinde și ce formă de meditație faci. Nu, din ce o faci? De la ce pornește? Oricum e o liniștire a minții, are valorile ei de liniștire, dar nu ce te faci în situație de conflict. De pe mine mă interesează situația de conflict. A venit cineva sări la tine și cineva drag. Exact. Tu ce faci? Reacționezi? Lupți? Deci știi că toată meditația nu înseamnă absolut nimic. Da. Zero. Deci ce important este comportamentul în stare limită. Deci dacă înțelegi faptul că vine de la Dumnezeu ca să scadă orgoliu și dacă ai orgoliu, te-ai terminat. Dacă reacționezi, îți vine ceva mai neplăcut și începi să pierzi în viață. Și poți să-ți pierzi și viața. Poate să vină accident. Gândește-te la un accident, ce durere este. Ce durere imensă este. 3 luni de zile să stai, că prietenul meu și-a dat cu barosul în genunchi și a stat 3 luni de zile cu picioarele pe sus. Au vrut să facă operație că făcuse apă la genunchi. De ce? De la orgoliu acela. Că îmi zicea, mai ales nu pot să îi uresc, de nu mai pot, de 2 săptămâni îi uresc pe ea că mi-au stricat fațada. Și el făcea meditație și la ce i-a folosit? Și ce dacă? Nu i-a folosit la nimic. Dacă îi urești pe oameni și nu ai atins această iubire și înțelegere. Ok, are sens. Mulțumesc că... Păi, și vreau să spun că iarăși a luat-o. Deci acum recent l-am sunat și zic, sunt de 6 luni de zile, a făcut o etorsă și ce umblu în cârjă. El tot timpul are probleme cu oasele. Cu oasele. Divinus mai dă o șansă. Îi mai dă o șansă și o ia de la capăt. Da.